Da, uite-te tu acolo afară, ce. Noi imagini cu dezastrul provocat de inundații. Mai multe case dintr-un cartier din Cluj-Napoca au fost inundate, așa cum puteți vedea pe imagini. Mergem chiar acum la Mircea Sime. Vine cu toate informațiile în direct cu noi. Te ascultăm, Mircea. Bun găsit tuturor. Imaginile sunt din comuna Florești, de lângă Cluj-Napoca, cea mai mare comună din țară. După cum putem observa acolo, s-a întâmplat de fapt aseară, trebuie să spunem asta, după o furtună care a apărut așa din senin. Practic toate străzile s-au inundat, ba mai mult decât atât, ca de fiecare dată apa a intrat și în scara unui bloc și în casele unor oameni. Vedem că s-a format o adevărată cascadă acolo după ce un drum a fost inundat și mașinile, iată, aproape că se află sub apele. Este pentru prima dată când se întâmplă asta în comuna Florești, însă autoritățile de fiecare dată ridică din umeri.